Mulțumim tuturor fraților și surorilor care se roagă pentru noi în această perioadă. Dorim să vă încurajăm să rămâneți tari în credință. După cum știți, încă de la începutul acestei lucrări de misiune, dorința și rugămintea noastră cea mai mare a fost să avem o echipă de suport care se roagă pentru noi în mod constant. Am menționat încă de la început că finanțele sunt pe locul 2, rugăciunea este pe locul 1. Dumnezeul nostru are oricum toate resursele acestui pământ și El le folosește după cum dorește prin slujitorii Săi. Așa că vă rugăm să continuați să ne pomeniți înaintea Domnului, aceasta este lucrarea cea mai importantă. Când vine vorba de rugăciuni împlinite, nici nu știm ce exemplu să vă dăm, pentru că la fiecare pas ne rugăm aici și Dumnezeu ne ascultă și ne răspunde. Rugăciunea are putere și de multe ori în viețile noastre am experimentat acest lucru. Deși ni se părea imposibil, ne-am rugat să mergem în misiune și Dumnezeu a deschis uși nebănuite. Ne-am rugat ca El să ne vindece copiii și El ne-a adus înapoi ca din morți. Dacă doriți să continuați să ne susțineți în rugăciune, puteți să vă rugați concret ca Domnul să ne ajute să putem rămâne aici în PNG până anul viitor, ca să putem fi de ajutor misionarilor în aceste vremuri de criză. Suntem încă în stare de urgență aici, granițele sunt închise și încercăm să ne descurcăm cum putem. Astăzi, cu ajutorul Domnului, am început să printez măști și echipamente medicale pentru clinica din Nucarumpa. Mulțumim Domnului că El ne-a ținut sănătoși și a îngăduit să lucrăm până acum. Rugați-vă pentru sănătate și pentru ca această stare de urgență să poată fi ridicată după Paște, ca să putem avea din nou acces la transporturi internaționale și provizii. Ca peste tot în lume, școlile sunt închise. Rugați-vă ca școala internațională din Nucarumpa să-și poată relua activitatea pentru ca Iustin și Teodora să-și continue educația. Rugați-vă ca să putem relua activitățile, astfel încât instituțiile misiunii din Papua Noua Guinee să-și continue lucrarea de a duce Evanghelia la toate popoarele. Noi ne rugăm pentru voi, cei de acasă. Domnul să-și reverse pacea peste inimile voastre.